În primul rând, am dorit să aducem o contribuție semnificativă în dezvoltarea comunității în care ne facem activitățile. Copiii cu diverse dizabilități practic reprezintă cei mai vulnerabili membri ai comunității. O aplicație în limba română ar fi fost foarte folositoare dacă ar fi fost în momentul în care copilul meu a dat primele semne de dezechilibru emoțional. Aplicația este extraordinar de utilă și poate fi un adevărat avantaj pentru toate persoanele interesate, atât pentru familie, cât și pentru copil, dar în special pentru persoanele deja diagnosticate cu TSA. Platforma noastră, Autisma, se diferențiază de alte aplicații prin mai multe moduri. În primul rând, ea introduce un concept de noutate în România, și anume, îi atribuie părintelui rolul de coterapeut, iar acesta va desfășura exerciții educaționale cu copiii săi într-un mediu controlat, ghidat de informații terapeutice de înaltă calitate. Atunci când vorbim despre educarea copiilor cu TSA, trebuie să ținem cont de crearea relației, a unei rutine, de felul în care comunicăm cu copilul, să ținem cont de nivelul de dezvoltare al limbajului copilului. Este o aplicație ce oferă părintelui o direcție în ceea ce privește anumite practici și tehnici pe care le poate folosi părintele în activitățile de zi cu zi. Rezultatele obținute în studiile noastre, atât cele teoretice cât și cele empirice, vin să susțină ideea că o astfel de platformă, un astfel de soft, poate fi un beneficiu real pentru lucrul cu copiii, prin faptul că activitățile desfășurate de către terapeut sunt preluate acasă. Terapia continuă și educația pentru un copil cu TSA sunt singurul tratament dovedit până acum. Este absolut esențial ca terapeuții să lucreze și părinții să lucreze acasă și să știe la ce să se aștepte pe viitor de evoluția copilului în funcție de pasul și de poziția la care se află acel copil.